Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă, lansează șase apeluri de proiecte destinate finanțării IMM-urilor din județele Hunedoara, Gorj, Dolj, Galați, Prahova și Mureș. Apelurile de proiecte vor fi deschise în perioada 20 decembrie 2023-20 martie 2024 și vor finanța acțiuni privind dezvoltarea investițiilor productive în IMM-uri, care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă. Investițiile sprijinite vor susține de crearea de locuri de muncă durabile, inclusiv formarea, perfecționarea și recalificarea persoanelor afectate de tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic. Pentru județul Hunedoara sunt alocate aproape 132 de milioane de euro, iar doar pentru Valea Jiului aproape 49 de milioane de euro. Programul Tranziție Justă răspunde nevoilor de investiții definite la nivelul planurilor teritoriale pentru o tranziție justă, elaborate pentru județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș teritorii identificate în anexa D a raportului de țară aferent anului 2020 pentru a fi sprijinite din Fondul pentru o Tranziție Justă în perioada de programare 2021-2027.